Bună seara, doamnelor și domnilor! Vi-l imaginați pe Sebastian Lăzăroiu vorbind despre punctul de pensie, despre salariul minim pe economie? Vi-l imaginați negociind cu sindicatele? Probabil că nu. Cu toate astea, Sebastian Lăzăroiu este noul ministru al muncii și va fi nevoit să facă toate aceste lucruri începând de mâine sau, mă rog, de luni, pentru că mâine este zi liberă, după cum bine știți, nu lucrează nimeni în România, ca de obicei. Sebastian Lăzăroiu, când spui Sebastian Lăzăroiu, te gândești la povești nemuritoare, te gândești la Albă ca zăpada, te gândești la Fetița cu chibrituri și mai nou te gândești la Pinocchio, pentru că în urmă cu numai două zile, Sebastian Lăzăroiu a publicat un editorial în Evenimentul Zilei, ziarul în care scrie în mod frecvent, despre Pinocchio. Este din nou o alegorie, este din nou vorba despre povești care sunt aduse în spațiul public și transformați, eroi din povești sunt transformați în actori politici. De data aceasta, domnul Lăzăroiu, v-am spus, s-a oprit la Pinocchio, să sperăm că nu va fi un ministru numit Pinocchio, și a citat următorul pasaj, greierașul vorbitor. Mi-a spus, așa trebuie, n-ai vrut să asculți. Și eu i-am răspuns, ia slăbește-mă, greier împielițat. Și el mi-a mai spus, ești o păpușă și ai capul de lemn. Iar eu l-am pocnit cu ciocanul în cap și l-am omorât. Carlo Collodi, aventurile lui Pinocchio. După aceea, domnul Lăzăroiu continuă și face o analiză politică despre domnul Crin Antonescu, care a avut o conștiință pe greierile vorbitor, dar a preferat să o zdrobească cu un ciocan. Povestea lui Pinocchio nu este povestea copilului mincinos, căruia îi crește nasul, îi creștea nasul de câte ori mai inventa câte ceva. Vă delectați cu un pasaj din editorialul noului ministru al muncii. Acum, ce-i drept că după toți miniștrii, ceilalți miniștri pe care PDL i-a avut, domnul Sebastian Lăzăroiu pare ceva mai școlit. Cu toate astea, nu putem să nu ne întrebăm și cred că toată lumea se întreabă în aceste momente în ce măsură domnul Lăzăroiu va face față discuțiilor cu sindicatele, va face față meetingurilor care vor, probabil că vor urma. Va discuta în ce măsură domnul Lăzăroiu va fi credibil când va discuta despre șomaj și atâtea alte lucruri, despre securitate socială și toate lucrurile care țin de zona aceasta extrem de grea a Ministerului Muncii. Vom discuta în seara aceasta despre muncă, despre salarii și despre situația noastră ca români trăitori în România, împreună cu invitații mei, domnul Toader Paraschiv, secretar general al Sindicatului Național al Polițiștilor și personalului contractual, doamna Ecaterina Andronescu, senator bună PSD, seara. Bună seara, domnul Călin Alexandru, director al Direcției de Asistență Medicală, bună seara, și domnul Silviu Prigoană, deputat PDL, membru în Comisia de Muncă și Protecție Socială. Domnule Prigoană, De ce PDL s-a gândit la domnul Lăzăroiu și nu v-a pus pe dumneavoastră, de exemplu? Nu știu, întrebarea asta cred că o trebuie să o puneți președintele partidului sau... Eu am avut ofertă ca să ocup un fotoliu ministerial de două ori. Am fost ofertat și am refuzat pentru că nu consider că aș fi un ca-ministru. Nu e problema și nu e treaba mea. Nu am o pregătire în zona socială. Și consider că mișcarea care a făcut-o în momentul de față Partidul Democrat Liberal a fost o mișcare bună, pentru că cam tot ce înseamnă pachete legislative pe muncă sunt asumate, încheiate. Mai există codul de prestații sociale care urmează să ajungă la noi la Parlament și cam atât. Și acum e vorba de... Cu alte cuvinte, nu mai este mare lucru de făcut, drept urmare poate fi oricine ministru. Nu oricine ministru. Trebuie să fie un bun comunicator, nu care să aibă dialog cu sindicatele, cineva care să poată avea dialog cu sindicatele și în special cu societatea civilă. Avem la telefon pe domnul Alexandru Atanasiu. Bună seara, domnule Atanasiu. Bună seara. Aș vrea să ridicați sunetul mai tare în platou. Domnule Atanasiu, cum priviți dumneavoastră această numire surpriză a domnului Sebastian Lăzăroiu la Ministerul Muncii? Doamna Drăgătescu, în plan politic este evident faptul că Traian Băsescu
aplică cu titlu experimental și înainte de o eventuală, dar improbabilă, adoptare a modificării Constituției, articolul 85 în viziunea sa. Adică consultarea aceea între premier și președinte obligatorie pentru desemnarea unui ministru pe un post vacant ministerial. Este foarte clar că asistăm la abdicarea vizibilă și repetată, din păcate, a Partidului Democrat Liberal de la dreptul său suveran de a-și nominaliza candidații din rândurile proprii, și, pe de altă parte, întărirea progresivă, tenace și consistentă a prezenței oamenilor lui Traian Băsescu în acest guvern. Asta este cheia lecturii în plan politic. Am mai putea adăuga la aceasta, pentru că tot vă întrebați dumneavoastră, apropo de colonii și de celebrul lui personaj Pinocchio, la ce folosește prezența lui Sebastian Lăzăroiu la Ministerul Muncii, dacă tot s-a terminat reforma Șchioapă, se folosește probabil la utilizarea Ministerului Muncii și a fondurilor lui pentru propagandă electorală în ultimul an anterior expirării legislaturii. Deci, în plan politic, lucrurile, după părerea mea, sunt limpezi. Din păcate, asistăm la o concentrare din ce în ce mai puternică a puterii în mâinile lui Traian Băsescu și este jenant pentru membrii Partidului Democrat Liberal, care sunt o componentă a democrației în România, partidele sunt vector de democrație într-un sistem parlamentar democratic, la abandonul lor. Ei au abandonat o poziție normală. Domnule Atanasiu, credeți că care credeți că este cel mai greu lucru pe care îl va avea de făcut domnul Lăzăroiu în a se impune ca un ministru adevărat al muncii, și anume în a câștiga credibilitate în fața partenerilor sociali? Doamna Drăgătescu, sunteți o persoană care are cunoștințe și chiar expertiză în domeniul relațiilor de muncă. Legea 62, de pildă, cea a dialogului social, a fost o lege care a fost a monologului social, în sensul că n-a fost discutată cu partenerii sociali, n-a fost discutată cu partenerii politici, adică nu a avut loc dezbatere nici măcar în Parlament. Deci cel mai greu lucru pentru un ministru al muncii venind după Botiș, din acest punct de vedere, este transformarea monologului asurzitor și prejudiciabil pentru interesele a milioane de cetățeni români prin măsurile luate, într-un dialog binevenit. Deci trece schimbarea de registru de la monologul de care am avut parte până acum la dialog. Numai că, repet și o frază celebră a lui François Mitterrand, timpul trebuie să lupte cu timpul. Eu nu cred că în acest an, care va fi extrem de bulversat de zgomotul alegerilor locale, apoi parlamentare, va mai fi un interes în administrarea prestațiilor sociale de natură a aduce, nu fericire, nu mulțumire, dar o minimă liniște, certitudine și stabilitate în drepturile cetățenilor. Deci eu nu mă aștept la nimic bun. Domnul Băsescu și-a plantat un tapilopod în guvern și încearcă să controleze de facto și mai mult guvernul și partidul. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, domnule Atanasiu. Domnule Paraschiv, nu știu în ce măsură sindicatul noastră are vreodată negocieri cu Ministrul Muncii, cu Ministerul Muncii în mod direct. Cum vi se pare dumneavoastră această numire? Vi se pare că va duce la creșterea dialogului, așa cum spunea și domnul Atanasiu, și anume va relansa dialogul, sau este o numire, cum tot domnia sa spunea, politică, un control pe care Traian Băsescu-l exercită? Și având în vedere că și categoriei socioprofesionale pe care o reprezint îi se aplică legea unică de salarizare, legea unică pe care o știm cu toții, a apărut, a dispărut, s-a abrogat, s-a modificat prin ordonanță de urgență,
Și mai mult decât atât, având în vedere faptul că sunt și vicepreședinte al cartelului Alfa, particip în această calitate și la negocieri și cu Ministerul Muncii. Mă refeream la această perioadă, la când perioada asta în care polițiștii trec prin clipe grele și urmează să ne fie și mai greu. Pentru mine a fost o surpriză și o surpriză neplăcută, având în vedere faptul că încă de la investire, domnul Sebastian Lăzăroiu și-a anunțat mentorul de la care consideră că a învățat ce ar putea să facă la Ministerul Muncii și care nu este altul decât Marian Preda, rectorul Facultății decanul. De Sociologie. Decanul. Sau decanul Facultății de Sociologie. Și care, într-o lucrare din 2008, Politici Sociale în România 2008, vorbea foarte clar că pentru a avea liniște socială trebuie să anihilezi puterea sindicatelor. Practic îndemna guvernanții prin acea lucrare să facă tot ce este posibil să distrugă acel contract colectiv de muncă, pentru că această putere a sindicatelor are un rol nefast și o putere foarte mare asupra unei guvernări. Și se pare că în mare măsură a reușit prin această lege a dialogului social, prin codul muncii, s-a terminat cu contractul colectiv de muncă. E puțin cam suspendat. Ca să... Este suspendat. După părerea noastră ar trebui să fie în vigoare cel puțin până la 31 decembrie, dar oricum și această lege a dialogului social este neaplicabilă, inaplicabilă la ora actuală, având în vedere anumite prevederi care sunt contradictorii, sunt anumite prevederi care anulează prevederi din codul muncii, dar la ce ne putem aștepta? Pentru că noi am fi sperat, sincer, să vedem un profesor de dreptul muncii care să știe ce să facă la Ministerul Muncii, nu să apară cum făcea Nelu Ioan Botiș, învăța din mers câteva cuvinte, apoi venea și ne le transmitea și am văzut ce s-a întâmplat până la urmă. Pentru că o negociere înseamnă și un compromis și din partea sindicatelor și din partea guvernanților. Dar noi nu avem parte de așa ceva în România. O negociere înseamnă să negociem până iese așa cum vrea guvernul. Doamna Andronescu, îl vedeți pe domnul Lăzăroiu făcând bugetul? De exemplu, bugetul asigurărilor sociale, bugetul de pensii, bugetul acestui minister extrem de greu care presupune foarte multe, cu domnul Ialomițeanu? Adică îi vedeți la aceeași masă gândind bugetul? Nu, personal nu-l văd, pentru că știu ce înseamnă să faci bugetul. Am făcut asta de mai multe ori pentru un minister care întotdeauna a avut probleme cu bugetul Ministerului Educației. Pentru mine nu este așa o surpriză foarte mare. Într-un fel mă așteptam ca președintele să întărească poziția domniei sale în guvernul României. Cred că PDL-ul și domnul Boc sunt principalii perdanți ai acestei numiri. Regret că n-au numit-o pe doamna Sulfina Barbu, cu care probabil domnul Boc s-a dus. Era o democratizare a guvernului, dacă vreți. Cred că suntem țara cu cele mai puține femei în guvern. Nu vorbesc de parlament, că tot cam acolo stăm și aici. Și în parlament este la fel. Dar este un minister foarte important. Cât resursele... timp ca ministru până te obișnuiești să fii ministru? Până când înțelegi mecanismele unui minister? Depinde de experiența anterioară. Eu vreau să vă spun că această problemă mi-am pus-o și mi-am și dat răspunsurile în momentul în care am fost numită secretar de stat. Dacă n-aș fi fost anterior prodecan și decan, eram secretar de stat cu învățământul superior. Vă mărturisesc sincer că n-aș fi știut ce trebuie să fac probabil o bună bucată de vreme. Aveam această expertiză și asta m-a ajutat să mă adaptez foarte repede acestor provocări. Domnul Lăzăroiu are, după opinia mea, o perioadă foarte grea. Noi nu prea vorbim, dar la nivelul Uniunii Europene s-a aprobat strategia Europa 2020. Pentru piața muncii sunt obiective foarte clare pentru care România va fi monitorizată. Eu nu cred că noi trebuie să stăm să așteptăm până când, pentru că vine monitorizarea cu sancțiunile de rigoare. Sunt deja stabilite criteriile după care se face monitorizarea. Dacă mai îmi permiteți, eu aș adăuga că sunt trei obiective extraordinar de importante. Ar trebui să ajungem la un grad de ocupare de 74% pentru populația activă cuprinsă între 20 și 64 de ani. Să ajungem la coeziune socială
pe piața muncii... Crezi că domnul Lăzăroiu a fost numit acum ca să pună în aplicare obiectivele 20, Europa 2020? Dar eu cred că... cred că fondurile de la acest minister sunt mult mai importante. Resursele sunt mult mai importante pentru PDL în momentul de față. Este adevărat. Nu spun că iau, să fie clar, n-am spus că PDL fură bani, doar că împarte resursele în așa fel încât... în general, cei asociați PDL-ului să fie foarte mulțumiți. De ce râdeți, domnule Pigoană? Nu-i așa? Ați făcut rectificarea de rigoare. Vă rog. Și vreau să fac o completare. Și să ne spuneți de ce nu doamna... Sulfina Barbu, că s-a vorbit foarte mult despre asta Sulfina Barbu. Da, asta vreau să explic acum. Doamna Andronescu, pe care o prețuiesc foarte mult, o și cunosc vreți de mult să vă dea mine. Afară din PDL, domnule Pigoană? Oricum, eu sunt o poziție domnul director, dacă dorește să intervină, aveți toată libertatea să interveniți. Nu, vreau să dau explicație. De ce nu Sulfina Barbu? S-a discutat de Sulfina Barbu acum două săptămâni pentru postul de ministru al muncii. Am avut o discuție în interiorul partidului și era o mare greșeală pentru partid să numească pe doamna Sulfina Barbu la Ministerul Muncii, dânsa conducând într-o de față o comisie foarte grea în Parlamentul României, Comisia de Administrație Publică și Echilibru Ecologic, dânsa venind din partea de mediu, a fost ministru al mediului, stăpânește foarte bine și avem mari probleme în Comunitatea Europeană pe partea de mediu. Avem chiar mari probleme, pentru că știți ce s-a întâmplat, trebuie să închidem 2400 de depozite, nu le-am închis, infringement și așa mai departe, dânsa stăpânește foarte bine domeniul și nu făceam nimic altceva decât să luăm un om bun de la un departament și să-l ducem la alt departament unde nu știe nimic. Doamna, atunci ați preferat să luați un om prost, să-l puneți la un minister unde nu are ce face. Nu era păcat să defectăm un lucru bine făcut. Nu era păcat. Nu știu, e este opțiunea PDL-ului, domn Pigoană. Bun, și s-a discutat mult de problema asta. Nu că nu ar fi fost bună de ministru, că în principal... Da, domnul Lăzăroiu va fi bun în perioada asta când ar trebui salariile crescute. Poate că nu vor fi crescute, poate că acest lucru nu se va întâmpla din cauza că va continua criza. Și va trebui să comunice, va trebui să țină... E un bun comunicator și cred că nu ne-am păcălit cu numirea domnului Lăzăroiu, pentru că, din punctul meu de vedere, e un mult mai bun comunicator decât decât colegul meu, domnul Botiș. Asta să fie oare urmarea a ceea ce a spus Traian Băsescu la convenția PDL și anume că aveți nevoie de comunicatori mai buni în relația cu societatea? Sau... Se referea la presă, niciun caz la ministere. Un ministru nu trebuie să fie un bun comunicator de presă. Un ministru trebuie să fie un bun comunicator, de exemplu, al ministrului al muncii, cu sindicatele, societatea civilă. Abia aștept să fac prima întâlnire dintre sindicate și... cu presa. Ai birou de presă, ai instituția... Mai avem la telefon un fost ministru al muncii, pe doamna Mariana Câmpeanu. Bună seara! Bună seara! Doamna Câmpeanu, o surpriză și pentru dumneavoastră numirea domnului Lăzăroiu? Da, o surpriză foarte mare, chiar. De ce este atât de mare surpriza? Este mare surpriza pentru că, totuși, la Ministerul Muncii este vorba de al doilea buget al țării și o persoană care trebuie să gestioneze al doilea buget al țării, cred eu că trebuie să îndeplinească niște condiții, să fie și bun manager, să fi lucrat și în administrație, și mai ales cred eu că ar trebui să aibă și, eu știu, ceva mai multe aplicații către domeniul respectiv. Ceea ce cred că totuși domnul Lăzăroiu nu are. Să știți că atunci când am auzit că o să fie doamna Sulfina Barbu, eu chiar am crezut că dânsa chiar poate să facă ceva, pentru că, în primul rând, o femeie, zic eu, că înțelege mai bine ceea ce se întâmplă în domeniul social. A administrat un... minister într-o perioadă de criză, de inundații, știe ce înseamnă administrație, are experiență și de parlamentar. Nu știu, mi se părea că era o alegere mai potrivită. Credeți că domnul Lăzăroiu va face față în următoarea perioadă unor confruntări cu sindicatele? După cum am văzut că dumnealui comunică în presă, nu știu dacă va putea să poarte un dialog, dar această guvernare nu a fost preocupată de a avea un dialog cu societatea, cu sindicatele sau cu patronatele, deci nu cred că îi interesează. În același timp, politicile sociale nu știu unde au fost făcute, dar la Ministerul Muncii. Așa încât domnul Lăzăroiu s-ar putea să aplice și dânsul ceea ce îi se spune că trebuie să aplice.
Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Aș vrea să vedem, că așa sunt ziariștii, fac inventarul, aș vrea să vedem cele mai interesante momente ale declarațiilor susținute de domnul Lăzăroiu. Evident, este vorba de declarații pe care le-a făcut în timp. Încrederea în vechile partide și lideri s-a prăbușit. Partidul Popular este deocamdată un simptom, nu un efect. Dacă știm să citim cauzele, putem înțelege mai bine posibilele efecte. O clasă de efecte se referă la distribuția probabilă din 2012. Aceasta poate să arate așa. Scufița roșie 26%, fetița cu chibrituri 25%, moș Crăciun 23%, capra cu trăiesc 15%. Sau poate să arate așa. Albă ca zăpada 35%, scufița roșie 26%, fetița cu chibrituri 12%, moș Crăciun 12%, capra cu trăiezi 8%. În asemenea perioade ne putem aștepta la o înflorire a industriilor sexuale, în special a prostituției. De altfel, statul trebuie să ia în calcul legalizarea prostituției pentru a rezolva măcar o parte din problemă. Chiar dacă mulți dintre acești bărbați nu își vor găsi o pereche stabilă, va trebui ca ei să își satisfacă pulsiunile sexuale. Obsedat de creșterea rapidă a populației, Ceaușescu a interzis avorturile, iar mijloacele contraceptive erau greu de găsit pe piață. Astfel, natalitatea a crescut brusc. În asemenea perioade, din cauza lipsei partenerilor, fetele lasă garda jos mai repede, iar băieții încearcă să profite cât mai mult de acest trend libertin. Numai că în 1989 frustrarea era de ambele părți. Propunerea pentru a ieși din butoiul gravitațional, având în vedere timpul scurt rămas, dar și cantitatea de combustibil de care e nevoie pentru a genera masa de reacție, este de a înjumătăți greutatea navetei. Mai pe scurt, sunt unii pasageri care cântăresc mai greu, alții sunt mai ușori. Dacă aruncăm peste bord pe cei grei, atunci putem ajunge la o greutate optimă care să lanseze partidul pe orbită. Întrebarea rămâne, cine sunt pasagerii rezistenți la forțe G ascendente? Este un erou, Ermin Bob. Este un erou din punct de vedere al partidului, cel puțin. Pentru că n-am văzut oameni politici care să-și facă praf imaginea în interesul României. Pentru că asta a făcut. Este ba un erou, ba trebuie înlocuit cu un tehnocrat. Cred că domnul Lăzăroiu va trebui să se lămurească după primele ședințe de cabinet, pentru că în mod sigur nu se va opri cu analizele de acest tip. Emil Boc este un erou și pentru că săptămâna asta a mai făcut față unui scandal, scandalului din sănătate. Este vorba de acel scandal legat de contractul cadru pe care Casa Națională de Asigurări de Sănătate l-a postat pe site, contract care deja a intrat în vigoare de ieri, contract cu care guvernul nu prea a fost de acord.